Pe muntele Tabor, Domnul s-a urcat cu trei ucenici, Ioan, Iacov și cu Petru. Acolo, la schimbarea la față, au mai venit încă doi, Moise și Ilie. Închipuiți-vă această imagine, lucrătorii din Noul Testament, lucrătorii din Vechiul Testament. Întrebarea se pune astăzi, Doamne, ce vrei să ne spui cu această imagine? De cine să ascultăm? De ce este scris în Vechiul? De ce este scris în Noul Testament? Auziți glasul Domnului care s-a auzit pe acel munte. Acesta este Fiul meu prea iubit. De El să ascultați. Nu de Papa de la Roma, nu de prea fericitul sau de știu eu ce președinte de cult, ci de Iisus Hristos. Doamne, pune în noi un duh de ascultare. Datorită neascultării însă, să știți, se întâmplă tragedii. În urmă cu 27 de ani aproximativ, mama mea s-a întors la Domnul, a fost primul om din familie care s-a pocăit din tot neamul nostru. Niciunul din casă, soțul, copiii, n-am înțeles de ce a făcut lucrul acela la vremea aceea. Eu cel puțin am fost cel mai împotrivitor, să spun că, cum spunea Pavel, bajocoritor, hulitor, în orice fel, numai să nu fi auzit de pocăit ceva. Îi stăteam tot timpul împotrivă, dar totuși Dumnezeu m-a binecuvântat cu o mamă care a știut să plângă și să se roage. Veneam din combinat de la Unedoara, o găseam pe genunchi, se ruga, striga la Dumnezeu și îi spuneam adesea, eu cred că ți-ai pierdut mințile, cum poți să strigi atâta și cum poți să te rogi atâta, eu vă spun de cât, de când o știu pe mama mea la pocăință, nu ratează nicio noapte. Se roagă ore în șir, noapte de noapte și au fost nopți până s-a ridicat în zorii zile de pe genunchi, să pună Domnul și noi duh de rugăciune. Duh de rugăciune, Doamne, noi pune lucrarea aceasta, că e o lucrare minunată și este nevoie de rugăciune în vremea aceasta. Ea n-a dat niciun pas înapoi, doar a mijlocit. Mie mi s-au întâmplat niște evenimente în viață care pe mine m-au marcat la vremea lor, pentru că Domnul m-a omărit și m-a căutat în vremurile acelea, chiar în prima perioadă a pocăinței mamei mele, 1990, eu m-am întors din armată, în oțelăria în care m-am reangajat după ce am venit din armată, într-o zi am văzut într-o hală un tânăr pe nume Tincu Romeo. Fost coleg de școală, de liceu, de armată, peste tot am fost cu el. Când l-am văzut de departe, bucuros, m-am dus către el să-i pun mai multe întrebări. Când am ajuns aproape de el, l-am strigat pe nume, Romică. S-a întors și îl întreb, mai trăiești? Când i-am pus întrebarea aceasta, am simțit doar aici după cap, ca și cum m-a lovit cineva cu podul palmei. M-a împins în față. M-am întors, nu era nimeni. Dar trupul ăsta pe care dumneavoastră îl vedeți a început să tremure necontrolat. Tremuram din toate încheieturile și nu înțelegeam de ce aveam în mine ca o groază, ca o spaimă, așa. Și m-am albit la față. El a văzut lucrul ăsta și m-a întrebat, puiu, ce-i cu tine? În momentul când mi-a pus întrebarea, am auzit o voce. O voce aici în capul meu, care a strigat tare, pleacă! Zic, Romică, eu nu știu ce mi se întâmplă, dar acum e musai să plec. Mă duc, dar mă întorc. N-am făcut 60 de metri urcând o scară pe o platformă la un cuptor, când în spatele meu am auzit o bubuitură puternică. M-am întors să văd ce s-a întâmplat. Un cârlig de oțel, care ridica de la o macara care ridica oale de oțel, s-a desprins din funile de la macara, de la aproape 30 de metri înălțime, a lovit buza unei oale de oțel și din buza aceea s-a dus în tânărul ăsta, Tincu Romeo, și l-a omorât pe loc. Eu nu vă pot spune în cuvinte ce moarte a avut tânărul acesta, vă pot spune doar că la mormântarea lui am plâns, cum n-am plâns nici când a murit tatăl meu. Tatăl meu a murit de tânăr. Priveam la sicriul acela și îmi puneam mereu o întrebare. Cine mi-a vorbit? Cine mi-a spus să plec din locul acela? Vocea aceea mă urmărea și astăzi. Dar astăzi o aud în alt fel. Vreau să vă spun la toți care sunteți astăzi aici. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul scrie Biblia, numai că omul nu ia seama. Așa este. Se întâmplă tragedii, Dumnezeu ne vorbește în tot felul de lucruri care se întâmplă în jurul nostru, dar tot împietriți rămânem. N-au trecut multe luni, urcam pe o boltă la un cuptor, trebuia să fac o reparație la cald, scările erau pe verticală și trebuia să ajung pe o boltă la, ca să vă închipuiți, etajul 2, la un bloc. Așa?
normal, pe înălțimea aceasta, acele scări trebuiau să aibă protecție în spate. Însă nu le aveau, erau rupte, îndoite într-o parte, tot de un braț de macarau folovite. Și grăbit, având mânuși și mână, am urcat repede. Când am pus mâna pe ultima bară de sus, mi-am dat drumul la mâna dreaptă și mi-a scăpat mâna. De ce? Pentru că bara aceea era unsă cu vaselină. Cineva a uns-o, nu știu, intenționat sau din greșeală, și mi-a scăpat mâna și am încercat eu să mă prind cu mâna dreaptă, n-am mai apucat și am căzut pe spate cam de la etajul 2. Jos erau niște țagle de metal, niște bucăți de beton, niște pietre de boianduci, le spuneam noi. N-am căzut nici pe una, nici pe alta, am căzut pe un furtun, făcut colac, ridicat aproape la 1 metru înălțime, cu șezutul oblu în mijlocul lui. Dacă aș fi calculat căzătura aceea, eu nu puteam să cad atât de bine. M-am dat jos de pe ea cu o durere în coapse, la puțin la coloană, așa, șocul a fost destul de puternic. M-am uitat la furtun și m-am uitat înălțimea, de unde am căzut. În secunda următoare m-am întors pe dreapta și m-am uitat la o vană de zgură care era acolo, înainte să urc pe cuptor. Știți? Așa lucrează Dumnezeu. Îți arată cât de mare este și ce puternic este și cum poate să-și facă lucrări de slavă. Lângă vana aceea, înainte de a urca pe cuptor, ochii ăștia pe care dumneavoastră îi vedeți s-au oprit pentru o fracțiune de secundă. Pe furtun. Tocmai la el m-am uitat. Și acum când m-am uitat la vană, care era la 5 metri de scară, cel puțin furtunul nu mai era acolo. Era sub scară. Niciun om, nici în stânga, nici în dreapta. Eu vă întreb pe dumneavoastră, pocăiții din biserică, cine credeți că a mutat furtunul? Știți ce scrie Biblia? Că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el. Și ce face? Îi scapă din primejde. Păi vă spun cu siguranță, la vremea aceea, nu prea mă temeam de Domnul, dar în casa mea exista cineva care se temea de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze toate mamele care se roagă pentru pruncii lor și să răspundă Domnul la rugăciunile lor. Amin? M-am căsătorit, am plecat din casa părintească, Dumnezeu m-a binecuvântat cu doi băieți. Am unul care are 21 de ani și unul care face 13 anișori în august. În blocul în care m-am mutat după ce m-am căsătorit, mi-am reproșat de 10 de ori. De ce nu m-am mutat mai departe de blocul mamei mele? Nu era zi mama mea să nu vină la mine acasă cu Biblia sub braț, să mă evanghelizeze, să vorbească despre nu știu ce lucrări, în care se spunea că eu o să mă pocăiesc. Fel de fel de lucruri, dar mai ales mă deranja mult insistența ei în a mă evangheliza. Și spunea, hai să-ți mai spun ce mi-a vorbit Domnul azi din cuvânt pentru tine. Ea tot cu mine avea treabă. Și când o vedeam că intră pe ușă, nu știam pe unde să fug, să scap de ea. Dar mă prindea la înghesuială de multe ori și când îmi spunea să-mi citească din Biblie, să audă ce spun acum mai ales tinerii din biserică. Tinerii să ciulească bine urechile. Îi spunea mamei mele așa, când îmi spunea de Biblie, să dispari dinaintea ochilor mei și tu și Biblia. Știți că în limbă stă și binecuvântarea și blestemul. Să știți că de multe ori ce spune cu gura se întâmplă. Din nefericire, ce am spus eu cu gura asta s-a și întâmplat în ziua de 25 noiembrie 2005. Este ultima zi în care ochii ăștia pe care dumneavoastră îi vedeți au mai văzut lumina de afară. Eram în casă cu pruncul meu cel mic. Mă uitam la el, eu eram pe o canapea într-o cameră, un coridor și cealaltă cameră. El se juca într-un pătuț, copilul ăsta meu mic, abia un an și câteva luni. Mă uitam la el cum se joacă în pătuț. Dintr-o dată îl văd pe pruncul ăsta meu mic, întorcând capul spre colțul camerei în care era, face ochii mari și începe să țipe. S-o prins cu mâinile de pătuț, de bare de pătuț și o întins mâine peste pătuț ca eu să le iau în brațe. Eu, uimit, zic, bă, ce o fi speriat de, e așa, de, au început să țipe în felul ăsta. Și am dat să mă ridic repede, să mă duc să le iau în brațe, de pe canapea. Când m-am ridicat de pe canapea, ceva m-a izbit în frunte. Dar ceva care nu se vedea. Ca o forță care m-a lovit direct în cap și din pe față și pe umeri până jos, ca o greutate și o căldură în trup. Nu pot descrie în cuvinte ce mi se întâmpla în trup, dar un rău care eu nu puteam să-l controlez. Atât de rău că aproape mă îngenunchea forța aceea. Încercând să mă apropii de camera pruncului, aveam impresia că împing un munte, care nu-l vedeam. Când am ajuns cu chiu cu vai, cam la 2 metri de pătuțul copilului meu,
am auzit o voce. Foarte clar. Pentru a doua oară în viață, la vremea aceea, vocea mi-a vorbit, de data asta, dintr-un perete, din partea dreaptă, exact unde se uita copilul meu, de fapt. Și vocea a spus de două ori: n-ai să-l mai vezi, n-ai să-l mai vezi. În secunda următoare, am văzut doar culorile de pe pereți cum curgeau jos, de parcă erau din apă făcute. Tot ce era pe hăinuțele lui, pe hainele mele și pe tot ce era culori, se schimbau nuanțele, dar toate curgeau, ca apă. Mă plecam la ochi, rău din mine persista, stăteam cu el în brațe, aproape să leșin. Am anunțat-o cumva pe soția, a venit ea după un timp. În 6 ore, totul s-a făcut alb negru. Și în 7 ore, ochii pe care dumneavoastră îi vedeți s-au scufundat în întuneric total. Am atrofie nervoptic la ambii ochii în totalitate. Am fost dus aproape în comă la spitalul din Hunedoara, pus în perfuzii. În noaptea aceea, pe lângă mine, s-au perindat vreo 7 medici, oftalmologi, neurologi, de pe interne, boli infecțioase. Tot timpul când ieșeam din starea aceea de comă, mă întrebau, mai ales neurologul și oftalmologul, ce ai băut? Eu eram consumator de băuturi tari, la vremea aceea mai ales. Dacă m-au întrebat de băutură, le-am spus, îmi pare rău dacă e vorba de băutură, eu n-am mai pus băutură în gura mea de mai multă vreme. Asta le-a dat bătaie de cap, auzeam pe oftalmolog, vorbind cu neurologul, aici 100% e vorba de metanol sau de alcool metilic, cum spuneau bătrânii noștri în termen popular. Neurologul spunea altceva, zice, nu se poate după atâta timp, ceva este cu totul altceva. Au luat analize la sânge, le-au trimis la mai multe laboratoare, unul din ele în Paris, în Franța, la un laborator performant, de peste tot, de unde au venit analizele la sânge, toate spuneau nici urmă de toxină. M-au trimis la Cluj, m-au trimis la București, am ajuns în Statele Unite la medici, care de care, în Los Angeles, am fost dus de frate Nicu Gaboraș, iar în Sacramento, chiar un păstor m-a dus la oftalmolog, Moise Gaude, s-aude el cu urechea lui, probabil că nu văd. Medicii n-au găsit cauza bolii mele niciodată. Dar eu vreau să pun o întrebare astăzi și să spun amin doar cine crede. Credeți că Dumnezeu mai vorbește și astăzi? Amin. Mai vorbește Domnul și astăzi? Știți ce? Așa un pic trist. Nu toți au spus amin. Să știți că Dumnezeu mai vorbește și astăzi. Amin. Glorie Lui, că dacă n-ar fi vorbit, să știți, astăzi nu eram aici ca să aduc această mărturie a faptului că Hristos lucrează și astăzi. Amin? Vreau să vă spun că eu m-am întors la Domnul în 2006, în 2007 la Hunedoara a fost o stăruință după Duhul Sfânt. 2 săptămâni eu n-am primit Duhul Sfânt. Foarte necăjit că n-am primit Duhul Sfânt. Am venit acasă și am spus, eu cred că e bai cu penticostalii ăștia, cu vorbirea în limbi, eu cred că copiii unul de la altul, eu sunt prin părțile Oltenie și cam greu să cred unele lucruri, dar aveam așa în mintea mea niște prejudecăți și am spus, am început să comunic cu Dumnezeu într-un fel, așa, nu știu cum să vă spun, dar mă închideam în mine așa și mă rugam foarte mult pe partea aceasta și am zis Domnul Iisus în felul acesta, dacă există cu adevărat un botez cu Duhul Sfânt, te rog frumos, Iisus, să vină și în casă la mine și botează-mă, că la stăruință eu nu mă mai duc nicăieri. Dar, pentru că nu știu dacă e adevărată lucrarea aceasta, vreau să o faci într-un singur mod. Și am cerut Domnului în mod special să mă boteze noaptea în somn ca să cred că lucrarea aceasta vine de la El. Așa am cerut eu. Și numai așa mă rugam. Și am stat în post și rugăciune ca Dumnezeu să mă asculte. Pe 31 august 2007, noaptea am avut un vis. Ascultați visul. Soția mea în vis mergea către un munte. Strălucitor, înalt. Eu la câțiva metri în spatele ei. Amândoi mergeam spre muntele ăla. La baza muntelui, o ușă. Când am apropiat de munte, s-a deschis ușa. Și din munte a ieșit un vânt puternic. Doar am văzut-o cum a atins-o vântul pe ea. I-a mișcat părul în vis. Și vântul m-a lovit și pe mine în față. O căldură mi-a ars fața. Și am simțit pe falcă, pe partea de jos, 2 mâini care mi-au tras de gură și mi-au deschis gura și în visul acela am început să vorbesc în limbi străine. Speriat de forța care trăgea de gura mea în vis, m-am trezit în miezul nopții, dar eu vorbeam în limbi în continuare. De fapt, n-a fost un vis, acolo în pat, așa cum am cerut, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Să boteze Domnul tot ce este persoană în adunarea aceasta și să nu rămână niciunul neatins de puterea aceasta minunată, că El lucrează. Și îi mulțumesc că m-a ascultat și m-a botezat exact cum am cerut. La 8 zile după această lucrare,
Niște tineri din Hunedoara m-au provocat și au spus: Puiu, frate Puiu, nu vrei să vii cu noi la Ghelar? În tot satul la noi decât o femeie pocăită care e și vas de lucru la vremea aceea. Și zic ei: auzi, poate Domnul îți va descoperi de ce ți-ai pierdut vederea. Eu eram în căutarea acestui lucru și eram: bă, ce s-a întâmplat? Deși mă omăreau vocile acelea și lucrările care s-au întâmplat în ziua aceea, știam că mâna Domnului apasă peste mine. Dar voiam niște lucruri mai așa, mai aproape de lucrurile care eu le aștepta să mi se spună. Și am zis: vin cu voi, dar eu vă întreb ceva. Mă cunoaște femeia asta pe mine? Și eu zis: cu siguranță nu, că coboară foarte rar din locul ăla de unde îi, în oraș, tu ești întors de puțină vreme, nu cred că te cunoaște. Zic: cu atât mai bine. Uite care e treaba. Am să las bățul ăsta de nevăzători acasă. Voi faceți o zi dinaintea mea. Era un tână mai înalt, zic: eu mă sprijin discret cu mâna pe tine, dacă e vasul Domnului, să mă descopere. Că oricum, dacă îmi vede ochii, nu-și dă seama că sunt orb. Zic: hai să vedem dacă femeia aceasta este vasul Domnului. Un lucru n-avea de unde să știe prorocul. Eu la vremea aceea mersesem cu mărturia mea, nu cum o spun astăzi, în alt fel, în trei biserici din Banat. Jebel, Liblic și Balov. În toate cele trei biserici la vremea aceea adusese mărturia mea și spuneam atunci în mărturie că probabil din cauza alcoolului mi-am pierdut vederea. Și o spuneam aviz amatorilor. Acum, când am mers la sora, tinerii ăștia m-au ascuns. Femeia nu și-o dat seama cine sunt, ce problemă am eu la ochi. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat și primul cuvânt o fă la mine. Auziți cuvântul care a ieșit prin ea? Să nu mai spui, bărbatule, cu gura ta, că alcoolul a făcut lucrarea aceasta. La mine sus au ajuns lacrimile mamei tale. Și datorită acelor lacrimi am pus peste ochii tăi o bandă neagră. Dar așa cum ai lucrat pentru Satan, de azi înainte vei lucra pentru mine. Frați și surori, Domnul este da și amin. El nu minte. El când spune, împlinește toate lucrurile. Am simțit venind vorbirea în limbi, puterea peste mine și în seara aceea am prorocit pentru prima oară pe loc. În casa aceea, Domnul mi-a dat darul de prorocie și m-a pus în slujbă. Pentru că El când spune, de azi vei lucra pentru mine, El face. Amin? Și a mai fost un cuvânt la sfârșitul acelei prorocii. Dacă... Și acestea două erau condiționate legate una de alta. Vei asculta și vei lucra pentru mine. Va veni vremea când ochii tăi vor vedea din nou lumina soarelui. Dumneavoastră ce credeți? Se fac 12 ani, imediat. Ați mai crede dacă ați fi în locul meu? O zic des în mărturie, cu valii mele multă lucrare, foarte mult. De multe ori am zis că renunț și mă opresc, că am o pensie și pot să stau liniștit acasă. Dar să știți că dacă în lucrare nu există sacrificiu, Domnul nu are nevoie de lucrarea ta. Ține-o pentru tine. Dar întotdeauna este unul care te răsplătește. Întotdeauna. Noi, mergând mult și valii de 9 ani cu mine, e cel mai grozav lucru să fii departe de casă. E o durere care o porți. Îmi este dor de soția, de pruncul ăsta cel mare, dar ăsta mic, el a rămas așa în inima mea pentru că a fost ultimul om pe care eu l-am văzut cu ochii de carne. Și cu el am așa o relație specială, când mă duc acasă, îl pipe cu mâinile de sus până jos, îl strâng așa mult în brațe și am un joc care eu îl fac cu el de multe ori și îmi pun fruntea pe fruntea lui și îl privesc în ochi, chiar dacă nu-i văd. Și el mă întreabă, știind că îmi place lucrul ăsta: tati, tu mă vezi? Zic: tati, eu te văd cu inima. Te văd cu inima. Vă întreb pe toți care sunteți în biserică azi, pe toți. Pocăiți sau nepocăiți? Când ați văzut soarele pe cer azi dimineață, ați mulțumit careva Domnului. Că vi s-au mișcat picioarele, vi s-au mișcat mâinile, urechea a auzit, inima în piept, încă o mai bătut, încă o zi. Ați mulțumit Domnului pentru toate lucrurile acestea. Dați glorie celui puternic. Eu sunt cel mai fericit. Știți de ce? Chiar dacă mi-a închis ochii, mi-a atins ochii inimii. Ochii spirituali care mi-au fost închiși peste 37 de ani. Doamne, deschide-ne ochii în dimineața aceasta. Mă întorc la mărturie în noaptea când mi-am pierdut vederea. Eram la etajul 5, într-un spital. S-a întâmplat la un moment dat să strig după medici și nu mi-a mai răspuns niciunul. Erau plecați, eu ieșisem iar într-o sală de aceea de comă.
Am strigat și nu mi-a răspuns nimeni. Eram singur în salon. Dintr-o dată, dinspre ușa de la salon, înspre patul meu, s-a auzit ca un tropot de cai. Ca un tropot. Și apoi în jurul patului fugea ca un cal. S-auzeau tropote foarte puternice, din ce în ce mai tari. Eram atât de șocat de zgomotul acela, urle de lup, de maimuță, de urs, de fel de fel de animale sălbatice, de leu. Eram șocat, zic, cred că e un vis. Și m-am ciupit de mână, nu era vis, totul era realitate. Se întâmpla aievea. Refuzam în mintea mea să cred asta, zic, nu, ceva probabil de la ce este în trupul meu. Și dintr-o dată o mână cu păr pe ea s-a înfipt în gâtul meu. Și a început să mă strângă de gât. Căutam o gură de aer cu disperare și nu o găseam. Animalele ațipau, în secundele următoare am început să am vedenii. Nu mă întrebați de unde veneau vedenii acelea, ce fel de animale am văzut, n-are rost să vă mai spun că erau o groază de ele, urâte și de tot felul. Toate țipau, urlau și se izbeau în trupul meu. O noapte întreagă, Satan s-a luptat cu mine ca să încurme firul vieții. Dar vreau să vă spun ceva. În zorii zilei, a biruit cel ce este viață. Cel ce a spus eu sunt calea și adevărul și viața, nu pentru că eram mai breas, ci pentru că Domnul m-a binecuvântat cu o mamă care a știut să plângă și să se roage. În noaptea aceea, când mama mea a văzut că mă duce la spital, s-a dus în casă, a închis ușa după ea și nu s-a ridicat de pe genunchi până dimineața. Dar când s-a ridicat, știți ce mi-a spus când am ajuns acasă la 2 săptămâni după spitalizare? Copile, am știut că Domnul Iisus a venit lângă patul tău. Să vă spun ce s-a întâmplat în dimineața aceea, când eu mă luptam cu toate animalele din noaptea aceea până dimineața, când se făcea ziua. Afară am simțit dintr-o dată pe obraz, pe partea dreaptă, o căldură care mi-a ars fața, dar așa într-un mod plăcut față de seara când mi-am pierdut vederea. Căldura o coborât pe mână în jos până în vârful degetelor și apoi o pleca pe picior până în vârful piciorului. Pe jumate de trup aveam căldura aceea, iar pe inimă, pe partea pe stângă, am simțit ceva că m-a curentat de 2 ori, scurt, în dreptul inimii. Imediat, tot răul a plecat din mine, a plecat mâna de pe gâtul meu, au trecut animalele, au dispărut vederile și într-o secundă m-a ridicat din pat, mi-a și scos perfuzia de mână, pentru că tot răul a ieșit afară de mine. Iisus m-a vindecat în dimineața aceea. Tot a fost scos în dimineața aceea de mine. Eu stăteam la marginea patului blocat, știam în mintea mea, în inima mea, că cineva este lângă pat acolo, așa, a făcut lucrul acela de sopotolit toate lucrurile acelea, dar încă refuzam să cred că este El. El are putere să facă lucrări mari. Vreau să vă spun doar atâta. Fumam peste 2 pachete de țigări pe zi. Nu vă spun cât beam, dar nu vă spun cum înjuram. Încă mă mândream la serviciu, nu le doar acolo, că nu înjura nimeni ca mine. Nu era nimeni să scoate din gură ce scoteam eu. Cum vă explicați dumneavoastră că din ziua aceea, până astăzi, când vorbesc cu dumneavoastră, numai când simt miros de alcool și de țigare, mi se face un rău îngrozitor? Cum vă explicați că de atunci și până astăzi eu n-am mai scos niciun cuvânt urât pe gura aceasta? Cine a putut să facă într-o singură clipă ca toate aceste duhuri să plece afară? Știți ce ne rugăm astăzi? Legăm prin puterea Duhului Sfânt orice putere demonică. Dacă ești prins de o patimă, de o poftă, de un duh străin și nu poți să scapi de el, Iisus Hristos te scapă în dimineața aceasta. El are putere să lucreze, că și l-am simțit în mădularul acesta și nu poți să-i tăgăduiți puterea. Că cel m-a atins. Și cum atinge el, nu face niciun medic. Glorie lui! M-au trimis medicii acasă și au spus, din punct de vedere medical, s-a terminat totul pentru tine, după mai multe examene, teste de tot felul, au abandonat lupta aceasta și au spus, mulțumește-te că ești viu și că ai rămas așa, chiar dacă a fost un șoc pentru toată familia, să știți că n-am renunțat la lupta aceasta și cred că într-o zi el va atinge și ochii aceștia. Lăudați să fie în numele lui. În luna mai 2006, după ce m-am întors acasă, Domnul a trimis în casă la mine un pocăit, o fan numele lui din Hunedoara. Omul ăsta mi-a vorbit despre Iisus Hristos altfel de cum o făcea mama mea. Noi nu primim de la cei dragi, poate insistența lor supărătoare de multe ori sufocă lucrul acesta și e bine să învățăm unele lucruri. Acum, el când mi-a vorbit atât de minunat, a putut să vorbească cu mama, mi-a atins inima, dar printre altele mi-a zis, Domnul Puiu, dumneata nu poți să citești Biblia, dar își zice, știi că poți să te rogi, că la noi la pocăiți, la rugăciune s-au vindecat mulți oameni și chiar orbi și-o căpătat vederea.
Zic, orb și-o căpăta vederea. Mie nu mai rămăsese nimic de făcut. Zic, ce-ar fi să încerc și eu lucrul ăsta cu rugăciunea, să văd cum e. Și așa au văzut să pe mama mea că se roagă noaptea, am zis, nu, la noapte o să fac lucrul acesta. Asta era în gândul meu. De ce noaptea? Am așteptat să adamă soția mea, că și ea ca și mine era împotriva pocăiților și nu voiam eu, mai ales Olteanu, să se pună pe genunchi, să-l vadă cineva că se roagă. Greu cu lucrul ăsta și am zis, nu, când s-o culca soția, mă rog. Nu știu cum am reușit. În noaptea aceea m-am pus pentru prima oară pe genunchi și am început să plâng. Mai mult am plâns decât m-am rugat. Am stat peste 2 ore în rugăciune și noaptea aceea Duhul Sfânt mi-a atins pentru prima oară inima. Abia am așteptat să vină a doua noapte, a treia noapte, am prins un drag de rugăciune și eu vreau să vă spun la toți pocăiții care sunteți în biserică. Încercați și dumneavoastră rețeta asta. Rugăciune în miez de noapte. Pentru că în trecerea nopții se deschide un canal de comunicare cu cerul cum nu există. Nu există ziua. În trecerea nopții Domnul vine, te ascultă și îți răspunde la rugăciune. Totul a culminat cu o noapte când mă rugam și am auzit mișcare în spatele meu. Paș, am auzit. M-am întors, am crezut că e soția. Dar de fapt nu era soția. Un înger, 3 metri înălțimea mea, cred că. Uriaș, mare, frumos. Când l-am văzut, am încremenit. Aproape că era să intru printr-o mobilă de aia, o bibliotecă aveam. Când l-am văzut cât era de mare, m-am înspăimântat de el. Dar el zâmbea și mi-am dat seama pe loc că există Dumnezeu. Și ascultă rugăciunile. A fost un șoc pentru mine în jurul ăla, dar în dimineața aceea m-am și dus la mama mea și am spus, să știi că am luat hotărârea să mă pocăiesc. Mama mea plângând zice, de când aștept clipa asta să aud asta din gura ta? Zic, da, mă pocăiesc, dar să nu mă chem la pedicostal. Să nu mă chem la pedicostal, aveam cu pedicostale, eu vă spun la toți care sunteți aici, să nu fiți piată de potinire. La servici la mine erau 2 pedicostali, beau ea mai mult ca mine, mai înjurau și ei, la fel ca mine, lucruri de nimic le făceau și ei, ca și mine. Și am spus, eu nu pot să fiu ca aceștia. Eu dacă Domnul mi-a schimbat viața, vreau să se vadă afară, că El a zis să fiți lumină. Amin? Și am spus, mă duc la baptism, mama mea zice, bine, du-te unde vrei, dar un lucru îți cer. Pentru că se deschide Biserica Golgota, unde păstorul atunci era fratele Hada, acum e fiul lui, zice, auzi, nu vrei să vii la o evanghelizare? Doar la una. După aia, du-te unde vrei tu, în ce biserică vrei, numai să fii mântuit. Și am spus, bine, promit că vin. Pe data de 16 iulie, am intrat pentru prima oară în Biserica Golgota din Hunedoara, la seara aceea unde se predica cuvântul Domnului. Când s-a predicat cuvântul Domnului, atât am plâns, de parcă cel de la Amvon vorbea direct cu mine. Abia am așteptat să vin a doua seară, iar s-a predicat cuvântul Domnului, iar am plâns, dar când s-a făcut chemare, am ridicat mâna sus și de atunci El este aici în inima mea. Glorie Lui că El știe să lucreze. M-am întors acasă, în lacrimi, plin de bucurie, i-am spus soției ce am făcut. Soția când a auzit, printre altele, zice, te-o prostit, mai da și pe tine. Zice, pe calea să te duci singur, eu n-am să mă pocăiesc. În Psalmul 34 scrie un cuvânt, când strigă un nenorocit, i-a auzit, Domnul aude, lui i-am spus ce am în inima mea, nu m-am plâns la nimeni, doar am stat înaintea Domnului, pentru ca Domnul să atingă inima lui Aurora. Ea m-a suportat 10 ani cu fiicele mele, și am zis, Doamne, nu vreau să mă ducă nimeni în apa botezului, atinge-o pe soția mea. Și înainte cu o zi să înceapă pregătirea de botez, catecheza aceea, cu băiatul meu cel mare, am mers să-mi iau soția de la servici. Când am ieșit de la servici, când am ieșit soția de la servici, plângea. Și o întreb, ce ai de plângi? Te-ai citat cu colegele? Zice ea, nu m-am citat cu nimeni, dar zice, de dimineață, când am intrat, până acum, am plâns în continuu. Pur și simplu, nu înțeleg ce mi se întâmplă. Dar zice ea, ascultă, n-am să pierd trenul acesta. În ianuarie, când tu vei face botezul în apă, voi fi cu tine în apa aceea. Eu nu vă pot descrie momentul ăla din stradă, unde erau oameni pe lângă noi. Am ridicat mâinile sus și am dat glorie plângând, amândoi plângeam. Și am dat slavă Domnului că Iisus Hristos a atins inima soției mele. 7 ianuarie 2007, împreună cu soția, am făcut legământul în apă. Acum pot să spun și eu, ca Iosua, că despre mine, eu și casa mea, slujim Domnului. Nu vom sluji, că slujim Domnului o casă care era în prag de divorț. Să știți, astăzi o casă plină de pace și de binecuvântare, unde frații vin la rugăciune și Dumnezeu lucrează cu semne și minuni, se vindecă bolnavii, lucruri minunate care se întâmplă și eu cred că se vor întâmpla și ziua aceasta aici.
În Ioan 9 este scris despre un nou de naștere. Ucenicii au avut o curiozitate și au pus o întrebare Domnului Iisus, de ce este în situația aceea? Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Domnul Iisus a spus, nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el. Auziți slava lui Dumnezeu, lucrările minunate a lui Dumnezeu. Eu vă pun o întrebare la toți care sunteți în biserică. Dacă printr-un orb lucră Domnul, prin voi care aveți ochi, poate lucra Domnul. Mădulare suntem toți. Putem fi un picior bun, putem fi o mână bună, o gură bună. Doamne, folosește toate vasele din casa ta. Amin.